Capitolul 38. Ieremia într-o groapă. Șefatia, fiul lui Matan, Gedalia, fiul lui Pașhur, Iucal, fiul lui Șelemia și Pașhur, fiul lui Malchia, au auzit cuvintele pe care le spunea Ieremia întregului popor, zicând: Așa vorbește Domnul, cine va rămâne în cetatea aceasta, va muri ucis de sabie, de foamete sau de ciumă dar cine va ieși și se va duce la Haldei, va scăpa cu viață, va avea ca pradă viața lui și va trăi. Așa vorbește Domnul. Cetatea aceasta va fi dată în mâna oștirii împăratului Babilonului și o va lua. Atunci căpetenile au zis împăratului, omul acesta ar trebui omorât căci moaie inima oamenilor de război care au mai rămas în cetatea aceasta și a întregului popor, ținându-le asemenea cuvântări. Omul acesta nu urmărește binele poporului acestuia și nu-i vrea decât nenorocirea. Împăratul Zedechia a răspuns, Iată-l că este în mâinile voastre, căci împăratul nu poate nimic împotriva voastră. Atunci ei au luat pe Ieremia și l-au aruncat în groapa lui Malchia, fiul împăratului, care se afla în curtea temniței, și au pogorât în ea pe Ieremia cu funii. În groapă nu era apă, dar era noroi, și Ieremia s-a afundat în noroi. Ebed Melek, etiopianul, fame îndregător la curtea împăratului, a auzit că Ieremia fusese aruncat în groapă. Împăratul stătea la poarta lui Beniamin. Ebed-Melec a ieșit din casa împăratului și a vorbit împăratului astfel. Împărate, domnul meu, oamenii aceștia au făcut rău de s-au purtat așa cu prorocul Ieremia, aruncându-l în groapă. Are să moară de foame acolo unde este, căci în cetate nu este pâine. Împăratul a dat următoarea poruncă lui Ebed-Melec, etiopianul. Ia de aici treizeci de oameni cu tine și scoate din groapă pe prorocul Ieremia până nu moare. Ebed-Melec a luat cu el pe oamenii aceia și s-a dus la casa împăratului într-un loc de desubtul visteriei. A luat de acolo niște petece de haine purtate și niște trențe de haine vechi și le-a pogorât lui Ieremia în groapă cu niște funii. Ebed-Melec, etiopianul, a zis lui Ieremia, pune aceste petece purtate și aceste trențe sub subsiori, sub funii. Și Ieremia a făcut așa. Au tras astfel pe Ieremia cu funile și l-au scos afară din groapă. Ieremia a rămas în curtea temniței. Împăratul Zedechia a trimis după prorocul Ieremia și l-a adus la el la intrarea a treia a casei Domnului. Și împăratul a zis lui Ieremia, am să te întreb ceva, să nu mi-ascunzi nimic. Ieremia a răspuns lui Zedechia, dacă ți-l voi spune, mă vei omorâ, iar dacă ți voi da un sfat, nu mă vei asculta. Împăratul Zedechia a jurat în taină lui Ieremia și a zis, Viu este Domnul care ne-a dat viața că nu te voi omorâ și nu te voi lăsa în mâinile oamenilor acestora care vor să-ți ia viața. Ieremia a zis atunci lui Zedechia, Așa vorbește Domnul, Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Dacă te vei supune căpetenilor împăratului Babilonului, vei scăpa cu viață și nici cetatea aceasta nu va fi arsă cu foc, iar tu vei trăi împreună cu casa ta. Dar, dacă nu te vei supune căpetenilor împăratului Babilonului, cetatea aceasta va fi dată în mâinile haldeilor, care o vor arde cu foc, iar tu nu vei scăpa din mâinile lor. Împăratul Zedechia a zis lui Ieremia, Mă tem de iudeii care au trecut la haldei, mă tem să nu mă dea în mâinile lor și să mă bat jocorească. Ieremia a răspuns, Nu te vor da, Ascultă glasul Domnului în ce spun, căci o vei duce bine și vei scăpa cu viață. Dar dacă nu vrei să ieși, iată ce mi-a descoperit Domnul. Toate nevestele care au mai rămas în casa împăratului lui Iuda vor fi luate de căpetenile împăratului Babilonului și vor zice jălind, Prietenii tăi cei buni te-au înșelat și te-au înduplecat. Dar când ți s-au afundat picioarele în noroi, ei au fugit. Toate nevestele tale și copiii tăi vor fi luați de Haldei și nu vei scăpa de mâinile lor, ci vei fi prins de mâna Împăratului Babilonului, și cetatea aceasta va fi arsă cu foc. Zedechia a zis lui Ieremia: Să nu știe nimeni nimic din cuvintele acestea și nu vei muri. Dar dacă vor auzi căpeteniile că ți-am vorbit și dacă vor veni și ți vor zice, spune-ne ce ai spus împăratului și ce ți-a spus împăratul, nu ne ascunde nimic și nu te vom omorâ, să le răspunzi. Am rugat pe împărat să nu mă trimită iarăși în casa lui Ionatan, ca nu cumva să mor acolo. Toate căpeteniile au venit la Ieremia și l-au întrebat. El le-a răspuns în tocmai cum poruncise împăratul. Ei au tăcut atunci și au plecat, căci nimeni n auzise nimic. Ieremia însă a rămas în curtea temniței până în ziua luării Ierusalimului.